Vă întreb așa, confidențial, n-a început să vi se facă frică? Am mai auzit întrebarea, mi s-a mai pus tot confidențial și am răspuns la fel cum mi s-a pus întrebarea, nu mie, pentru că nu cred că ar avea de ce. Sigur, ținând cont de ce se întâmplă în ultima vreme cu amenințări, cu adresă precisă, cu regrete că lucrurile nu se mai pot regla ca pe vremuri, cu un ciocan și un litru de benzină, în mod normal ar trebui să se încrețească un pic carnea pe tine. Povestea e serioasă și nu cred că trebuie să ne consolăm cu ideea că încă n-am ajuns la asasinat în plină zi, ca în Rusia. Că n-a fost nimeni împușcat pe pod sau mai știu eu, la serviciu. Dar nu mă simt nici amenințat și nici descurajat în ceea ce fac eu. Mai ales că nu fac ceva atât de important și de prețios, ca dovadă că ceea ce scriu nu prea ajunge sub ochii celor care rostesc asemenea amenințări. Când vor ajunge, poate că voi avea și eu parte, dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Eu nu fac anchetă, nu fac investigație, nu fac reportaj, eu fac un mic balet al cuvintelor în care, cu armele ironiei, care sunt încă îngăduite, scriu despre niște oameni. Fără nimic calomnios, fără nimic jignitor, pentru că nu-mi place nici să calomniez și nici să jignesc. Că o fac cu nume și prenume, da, pentru că și ei lucrurile astea urâte, neplăcute, le-au comis cu nume și prenume. Și atunci, logica mea este, dacă lor nu le-a fost rușine să comită niște lucruri uneori odioase, de ce mi-ar fi mie rușine să le arăt cu degetul și să povestesc despre ele? Dar frică, să răspund întrebării dumneavoastră, frică nu mi-e. Ca dovadă că am venit tot cu metrou și pe jos, o să plec de aici tot așa, nu o să mă aștepte doi oameni periculoși cu două bâte care să mă altoiască, o să-mi văd și de emisiunea următoare și de cea care mă așteaptă după emisiunea următoare și n-are de ce să-mi fie frică. Am senzația că parcă din ce în ce luptați mai în van, mai cu aerul, mai nu mai are consistență. Acum a spus că nu mai ironiile, criticile nu mai ajung la ei, Nu știu dacă au ajuns. sunt blank. Da, nici nu știu. Adică noi tragem cu ghiocei într-un perete de beton armat. Cam asta e impresia. Păi nu-i ating lucrurile astea câtă vreme nu umblă la esența unor afaceri și nu descoperă dedesubturi sulfuroase despre afacerile lor. Câtă vreme ce fac eu se duce doar în orizontul ironiei și al peniței acide, treaba pentru ei e pasabilă. N-am primit nici amenințări, nici complimente, nici înjurături de la niciunul dintre oamenii prinși acolo, în cartea asta, în lume nu sunt mai multe românii. E adevărat, în precedent, în orice om este teamă, ministrul agriculturii a simțit nevoia să mă sune și să-mi mulțumească. Abia atunci mi s-a făcut un pic frică, pentru că abia atunci mi-am dat seama că e de prisos. Oamenii nu înțeleg ce se întâmplă și că n-are rost să încerci un dialog cu ei. Sunt lumi separate, îmi pare rău. Poate sună lipsit de modestie. Dar în momentul în care un ministru are parte de un capitol aparte în care se scrie despre ce face și despre cum vorbește, iar el vine, te sună și îți mulțumește pentru că l-ai prins în cartea lui, în lucrarea lui, ca așa spune domnul Daia, lucrare, atunci e limpede că nu ajungem pe radarul lor acolo unde trebuie. E limpede că ei fie citesc și nu pricep ce. Asta e o probă de analfabetism funcțional până la urmă. Să citești ceva de rău și să crezi că e de bine. Și să mai și mulțumești pentru faptul că ai fost ștampilat pe câteva zeci de pagini. Fie nu citesc deloc. Există oameni, și o să-i numesc eu acum, care au o relație atât de proastă cu limba română, încât e greu de crezut că au biblioteci, că le frecventează, și că au fost la școală și altfel decât în recreații. Avem miniștri, premieri, oameni din învățământ, din cultură, oameni care confundă ștacheta cu ștafeta. Și care sunt miniștri ai culturii. Da? Oameni care nu rostesc cuvintele în integralitatea lor sau rostesc cuvintele cu o silabă în plus. Da? Oameni care vor să spună devansat și spun devastat, vor să spună axare și spun anexare. Lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple, nu neapărat într-o țară membră a Uniunii Europene, n-ar trebui să se întâmple într-un segment reprezentativ.
pentru că guvernul unei țări, prin oamenii lui, reprezintă acea țară în parteneriat cu interlocutori străini. Și în momentul în care tu te prezinți așa, interlocutorul străin compătimește toată țara, pentru că judecata lui este, dacă oamenii ăștia sunt segmentul de sus, cum o arăta oare segmentul de jos? Dacă Viorica Dăncilă este premierul unei țări, cum ar arăta oamenii din pătura, de la firul ierbii, da? Oamenii obișnuiți, dacă așa se comportă și se manifestă premierul? Inevitabil, Viorica Dăncilă e totuși personajul principal în unul dintre cărțile, ele, da. Și e regina galelor, ca să spun așa. Da. Dar aveți un pasaj în care spuneți că ea joacă un simplu rol. În realitate e un simplu rol. Exact. Și m-am gândit așa, citind cărțile dumneavoastră din ultimii 2 ani, am ajuns așa la bănuiala sau la ideea că e un fel de sistem al stupidității publice. Da. Un fel de, și-au creat un fel de platoșă. Că nu mai, cum poți să reacționezi la... Da. Ei au devenit imuni în impostura lor. Nu mai pot fi atacați, ironia nu o pricep, sau dacă o pricep nu-i interesează. Pentru că nu se tulbură nimeni, nu li se clatină barca. Ei sunt la fel de siguri pe ceea ce fac, au mișcările la fel de ferme. Viorica Dăncilă e unul dintre exemple și exemplul cel mai la îndemână, pentru că e în fruntea unui guvern. Am avut, inclusiv în perioada în care am scris cartea asta, impresia că este o marionetă și nimic altceva. Că execută un joc de scenă în spatele căruia alți oameni fac de fapt cărțile. De la o vreme, Viorica Dăncilă a început să aibă viața ei, ceea ce e îmbucurător pentru ființa umană, trestia gânditoare, de care vorbea Pascal, mai puțin îmbucurător pentru anumiți colegi din partid. Ori Viorica Dăncilă a început să aibă și reacții publice, ceea ce nu avea înainte. Țin minte felul în care s-a oțărât la reprezentanții organizațiilor europene, spunând că n-a venit să dea socoteală. Deși, ce să vezi, de-aia venise. N-a fost chemată pentru felicitări, pentru complimente, pentru promovare, da? A fost chemată acolo ca să dea niște răspunsuri. Ori în momentul în care te duci așa cu coada sus și spui, noi suntem parteneri egali, și în momentul în care un domn deputat spune despre un ministru finlandez că n-are față să vorbească despre România și că de fapt corupția e aceeași peste tot Uniunea Europeană, se sparie gândul, vorba poetului. Da? Adică lasă că Finlanda vine după noi la președinția rotativă. Dar să vorbești despre un om care vine dintr-o țară cu un grad atât de mic de corupție și să spui că este egalul tău în ale potlogăriilor, e cel puțin o dovadă de imprudență, dacă nu de sfidare. De fapt, mie mi se pare mai degrabă sfidare decât imprudență și am scris și în cartea asta și în precedenta că actualul guvern și fostele au articulat ceea ce se cheamă cultura sfidării. Adică noi facem ce ne dă în cap, voi n-aveți ce, v-ați potcovit cu noi, ne-ați votat, așa, cinste vouă, și noi acum facem exact ce ne trece prin cap, sfidăm, îndoim legi, dacă legile nu se lasă îndoită, pocnim câte o ordonanță care să le îndoaie și avem ceea ce se cheamă impunitate. Da? Și imunitate și impunitate. Sunt perechi minimale și de sens și de companie pe drumul ăsta al disprețului față de justiție, față de lege și față de electorat până la urmă. Pentru că ei răsplătesc cu bobârnace și cu furtișaguri și cu orori un vot de încredere pe care l-a dat electoratul. Nu ai vot de încredere, vot concret în ceea ce înseamnă el cu adevărat. Și toate manevrele astea, eu la început n-am vrut să cred, dar toate poveștile astea de îndepărtare de orbita europeană tind să fie din ce în ce mai vizibile, adică până și un candid ca mine începe să le observe. Eu multă vreme am fost optimist, am fost vesel, am spus, dracu, nu e chiar atât de negru, mai are și pete indigo, mai are și pete gri, e și un pic albăstrui. E, nu, se pare că e chiar atât de negru pe cât ne anunțau oameni mai avizați decât mine.
Da, și apologia corupției, cum spunea tot premierul, e un specific, țin cumva de specificul național. Da, 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 este plicologia noastră, da? Oriunde mergem, noi trebuie să avem niște plicuri la noi, pentru atenție. E așa un fel de mărțișor, dar în loc de o floricică de aluminiu, avem un teanc de bani. Nu, da, nu. Și nu mai ai ce să ești perplex, nu, da, nu mai ai ce să răspunzi. E o chestie impenetrabilă. Impenetrabilă și este jignitoare pentru tine, om care te știi cinstit, da? Pentru că Viorica Dăncilă te include în ciorba asta și pe tine. Spune, așa face și Lucian Popescu de la Hot News, tot așa, despăgi. Da? Și ele, de fapt, sunt atenții, sunt niște gesturi de cum se țin de cultura noastră. De să folosești un cuvânt atât de înalt, cum e cultura, ca să drept alibi pentru ceva atât de josnic cum e corupția sau șpaga, mi se pare totuși o performanță retorică a unui om pe care nu-l bănuiam de înzestre retorice. Și uite că le are, involuntar, dar le are câteodată. Da, și lipsa aceasta de a simțului ridicol se aruncă în tot felul de situații cu o seninătate dezarmantă. Da. Și cum ai putea tu să intri în dialog când cu un horoscop? Aveți în carte argumentele aduse pentru promovarea unui parlamentar, prevestirile Babei Vanga, da, horoscopul... Da, da. Da, Baba Vanga reinterpretată, cum sunt unele mâncăruri ardelenești de până mămăliguță, nu știu de care, reinterpretată. Adică îi mai pune, habar n-am, un pic de smântână. Așa și aici e Baba Vanga recitită cu ochelarii pesedismului din ziua de azi și cuplată la descoperirile unui astrolog de casă, evident, și de partid, care ne anunță că țara asta nu poate fi condusă decât de cineva născut pe 24 ianuarie, de ziua Micii Unire. Asta e o formulă care mie îmi repugnă, Mica Unire, adică nu e Mica Sirenă, totuși e un eveniment foarte important. Iar când a fost înfăptuită, nu se știa despre ea că avea să devină mică. Era decisivă. Da? Și reiese că singurul om care ne poate conduce este Liviu Pleșoianu. Că dăm dintr-un Liviu în altul. Și Liviu Pleșoianu are câteva calități care pot să devină foarte repede defecte pentru cei care nu sunt în tabăra lui. Unul este tinerețea. Adică are foarte mult de trăit de acum încolo, deci pericolul ne amenință pe decenii. Un altul este febra misticoidă pe care o are domnul Pleșoianu. Nu știu dacă i-ați văzut postările de pe Facebook și inflamările. Ca om care a și câștigat un concurs cu un titlul ăsta care se termina cu România și cu semnul exclamării, că România e însoțită de semnul exclamării de obicei, dânsul deja a asumat postura mesianică a omului care vine și întruchipează providența, ne salvează pe toți, vrem, nu vrem să fim salvați, asta e, el o să ne salveze, și atinge în anumite postări și rostiri chiar, niște cote de, cum să zic, furie și isterie misticoidă, pe care le-am mai văzut la câteva personaje publice, unele dintre ele, nu neapărat politicieni. Deci eu îl văd pe Liviu Pleșoianu ca pe un fel de Dan Puric al politicii. Deci un om care se inflamează brusc, care lăcrimează pe ia poporului român și care e gata să ne mântuiască cu condiția minimală ca noi să-l alegem. Dumneavoastră nu o să-l alegeți, bănuiesc, nu știu dacă o să candideze în primul rând, dar pericolul există și ca dumnealui mai sunt câțiva pe acolo. Dar mă gândesc cum ar fi dacă ar trebui să intrăm într-o polemică, să facem și noi un fel de horoscop, să spunem că n-a fost bine interpretat. Exact. Să aducem și noi o Baba Vanga noastră, un hermeneut. Avem noi informații mai bune. Exact, da, da, da. Adică ar trebui să fie o concurență. Putem răstălmăci, adică putem întoarce pe dos toate afirmațiile acelei doamne din Bulgaria, care de mai multe ori n-a brodit-o decât a brodit-o. Adică dacă ar fi să ne luăm riguros după acele prevestiri, noi la ora asta n-ar mai trebui să stăm de vorbă. Iar jumătate din lume, dacă nu trei sferturi, ar trebui să fie deja deșert și al treilea război mondial să se și fi încheiat între timp, că de început am înțeles că trebuia să înceapă în 2011, sigur, mai sunt și desincronizări și abateri de la previziunile doamnei, dar uite că lumea, nu, globul pământesc nu ascultă întotdeauna de prezicătorii lui.
Problema e că sunt și oameni cu cariere foarte consistente și serioase care da. Încep să susțină sau au susținut tot felul de lucruri inacceptabile. Nicolae Manulescu a adus-o pe Gabriela Firea, Uniunea Scriitorilor. Uniunea Scriitorilor. Da, știu. Alex Ștefănescu, l-a cauționat pe celebrul Poponeț. Da. Așa. Domnul Ungureanu, da. Deci la mine asta e stupoarea, recunosc. Și nu pentru că domnul Ungureanu e din Timișoara și eu am jumătate de natură bănățeană, ci pentru că pur și simplu dumnealui e un cărturar. Asta este și a scris o grămadă de lucruri valoroase și acel mic demon al concesiei l-a făcut să o cauționeze pe doamna Grappini. Acum, dacă și Maria Grappini a ajuns scriitoare, poate scrie chiar oricine. A primit și un premiu. Știu, pentru da, limba da. Română. Acum, depinde și cine ți-l dă. Adică eu i-am văzut pe cei care au acordat premiul. Dacă treci în CV... Da, da, da. 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 Bine, ești, în CV ești obligat să treci și decernatorul. Da? Că una e să-ți decerneze un premiu Institutul Iorgu Iordan, de pildă, sau Academia Română, și alta e să ți-l decerneze o televiziune populată de analfabeți. Deci oameni care nu înțeleg cuvintele. Și de oameni cu tot felul de idei trăznite. Eu am auzit la acel post de televiziune, unde lucrau cei doi care pe urmă au dat premiu, am auzit o schiță de program în care unul dintre oamenii de acolo, de la acel post TV, Vătafu TV se chema, angaja sau promitea să angajeze o discuție prin Skype cu Paul Goma. E greu să nu râzi la chestiile astea și bă, erau tot felul de intenții acolo nobile, eu le-am satirizat că mi s-a părut că oamenii ăștia care încă nu știu toate literele alfabetului n-au cum să discute cu Paul Goma prin Skype sau altfel, dincolo de felul în care discută Paul Goma, asta e altceva. Și mi-a răspuns patronul de la Vătafu TV pe Facebook, da, și mi-a spus, omul foarte curtenitor, nimic de zis, adică n-a atacat, n-a jignit și mi-a spus că, într-adevăr, ținea de intenția lor să organizeze o asemenea discuție, mai aveau și alte planuri ambițioase și întrebarea mea a fost, da, dar nu cu oamenii ăștia. Oamenii ăștia nu pot susține un dialog. Sunt niște oameni cu probleme psihice, unii dintre ei, cu probleme gramaticale enorme și care nu pot premia, și mai ales pentru limba română, un om care maltratează limba română cu fiecare apariție, la fiecare apariție. Acum, între timp, am auzit-o pe doamna Grappini, cu care am fost în avion acum 10 zile înapoi de la Timișoara la București, am auzit-o vorbind în engleză. Și deja Ion Iliescu mi s-a părut oxfordian. Am spus, noi, Ion Iliescu este Anthony Hopkins, Jeremy Irons, cine vreți, da? Richard Harris, adică pe lângă Maria Grappini, oricine știe și vorbește engleză frumos. Da. Vă spuneați că peste 10-15 ani o să zicem, dar aveam o dăncilă. Da, 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 erau niște oameni de ținută pe atunci. Da. Da, am spus lucrul ăsta, l-am spus de două ori la două lansări, la care unul dintre lansatori, amicul Cătălin Striblea, a spus că aceste cărți ar putea fi citite drept niște documente ale imposturii și ale falsului și ale bunului plac, urcat la rangul de putere. Și oamenii, copiii noștri, nepoții noștri mai degrabă, vor face ochii mari și vor spune ce-i cu balauri, este, voi chiar ați trăit înconjurați de așa ceva? Și eu de fiecare dată am spus, Cătălin, ești optimist. Eu nu sunt atât de optimist, eu mă gândesc că peste 50 de ani nepoții noștri vor deveni melancolici când vor deschide cartea asta și vor spune, bă, dar voi aveați totuși, aveați un Daia, aveați un Andrușcă, nu știu, erau oameni dintr-o bucată față de ce e acum. Mă, rămâne de văzut cine va fi avut dreptate. De, aveți un titlu aici, de ei râdem sau de noi. Exact, da. Sigur, având în vedere cum am votat, mai degrabă râdem de noi sau și de noi. Și mai are un clu titlul ăsta, acela al comparației induse sau implicate sau implicite. Faptul că noi îi considerăm pe ei inferiori nu înseamnă că noi suntem foarte buni și fără pată. Adică n-ar trebui să punem o distanță atât de mare între carențele lor culturale, gramaticale și de altă natură și borealul făpturii noastre.
unde putem pune într-adevăr o distanță, suntem obligați să o facem, nu este impostura, ci matrapați lucrurile pe care le fac, infamiile pe care le comit, furtișagurile, delapidările, devalizările, abuzurile împotriva justiției, de pildă. E, între ce fac ei acolo și ce facem noi aici, distanța este într-adevăr enormă. Asta trebuie spus. Ultimul articol din carte se numește Om și persoane, da. Plângere nepenală. Cine e personaj? N-am spus și nu o să o spun nici acum, pentru că dacă voiam să scriu, scriam atunci. Este o marea mea dezamăgire. Este o doamnă, da? Cu care eu am fost prieten, și nu numai eu, și fosta mea soție, am fost prieten de familie, ne vizitam, ne organizam zile de naștere și aveam niște relații chiar apropiate și cu ea și cu soțul dumneaei. Și persoana aceasta, doamna aceasta, ambiționa să fie un haiduc, deci un om care face dreptate. Face dreptate, dar nu ca haiduci, cu mijloacele legi. Era un om de drept, e în continuare un om de drept. Și când am cunoscut-o eu în facultate, asta se întâmpla cu mai bine de două decenii în urmă, promitea să fie un bronz al României de astăzi și de ieri. Da? Și bronzul a coclit foarte repede. Și omul acela cu majusculă pe care eu îl bănuiam în această persoană a devenit o simplă persoană. De aceea plângerea mea este nepenală, este metaforică și în articolul ăsta de încheiere, care este trist până la urmă, într-o calte aminte veselă, nu fac decât să dau glas acestei dezamăgiri, care pentru mine este, cred, cea mai mare, dacă ar fi să ierarhizez. M-au dezamăgit mulți oameni, unii pe care nu îi cunoșteam personal, alții pe care i-am cunoscut și am perceput altfel, că ați vorbit de Nicolae Manolescu. Nicolae Manolescu până în 90 a fost unul dintre idolii studenților și a un om excepțional din multe puncte de vedere. Ce face el în ultimii ani contrazice imaginea și portretul acelui Nicolae Manolescu pe care l-am cunoscut eu în studenție. Dar dincolo de un nume sau altul, mai cunoscut sau mai puțin cunoscut, rămâne gustul ăsta foarte amar al unui om în care tu ți-ai pus speranțe, ți-ai delegat niște așteptări precise, iar omul ăla care a început atât de frumos în viață, după niște vicisitudini ale sorții, după niște lupte, după o studenție grea, la o facultate grea, după sacrificii de timp, de nervi, de sănătate, ajunge în sfârșit să dea măsura valorii și probității și în loc de asta devine dușmanul a ceea ce promisese să devine prietenul a ceea ce promisese să desfințeze. E, așa ceva pentru mine este teribil de trist, mai ales că, repet, e vorba de o persoană cunoscută, de o persoană la care am ținut chiar foarte mult și o persoană de la care acum mai am doar așteptarea îmbujorării dacă întâmplătorii vor cădea sub ochi cele două pagini. Vă mulțumesc mult! Drag!